Am văzut, conform informațiilor pe surse, că ar fi vorba despre un aviz negativ primit de premierul Marcel Ciolacu și v-aș întreba de ce ar veni un astfel de aviz în cazul lui Mircea Brudean, care știm că a mai deținut funcții în executiv, și dacă socialdemocrații sunt dispuși până la urmă să facă un pas în spate și să-l accepte fiind propunerea PNL. Eu nu pot să comentez, doamnă, știrile pe surse că ar veni un aviz negativ din partea nu știu cui în legătură cu domnul Brudean. Dacă ar fi și dacă ar fi fost vorba de așa ceva, oricum lucrurile astea nu se fac publice, și dacă alții dinaintea domnului Marcel Ciolacu, având domnul Brudean aviz negativ, l-au pus în funcție, este treaba domniilor lor. Dar ceea ce mi se pare mie în momentul ăsta e că se face prea multă tevatură în jurul unui subiect care de fapt n-ar avea de ce să fie subiect. Pentru că eu sunt convins și știu bine lucrul ăsta că în PNL sunt foarte mulți oameni de valoare care pot ocupa această funcție. N-am înțeles de ce există aceste orgolii, că-i din grupul de la Cluj, că-i domnului Boc, n-am înțeles de ce doar un singur om sau coaliția stă într-un singur om care poate să ocupe o funcție până la urmă executivă. Totuși, primul ministru al României lucrează extrem de strâns cu secretarul general guvernului. Interesul coaliției și al guvernului României, repet, al guvernului României, nu al guvernului PSD sau Marcel Ciolacu sau PNL, este ca acest guvern să funcționeze bine. Și mai ales că avem în față niște obiective extrem de clare și de îndeplinit. Uite, acum discutăm, chiar mâine, nu-i așa, premierul se întâlnește cu retailerii ca să discutăm de scăderea prețului alimente. Urmează decizia cu privire la pensiile speciale. Adică sunt decizii importante și aluate în PNRR. Adică guvernul României chiar are foarte multă treabă și este contra cronometru. Ori să se cantoneze acum PNL într-un singur om și acela cu toată, nu știu, să zic așa, prețuirea pe care nu am încă față de domnul Brudean, dar totuși domnul Brudean, nu știu, să fie vreo personalitate marcantă în PNL și în niciun caz domnul Marcel Ciolacu nu are o chestiune personală cu acest domn, nu vrea sub nicio formă să submineze PNL în guvernul României sub nicio formă. Este pe de altă parte am văzut poziția. Domnule senator, pe de altă parte am văzut poziția celor din Partidul Național Liberal, o poziție referitoare la faptul că în primul rând este o chestiune de principiu, pentru că ar fi nu știu câta oară când PNL cedează în fața Partidului Social Democrat, și am văzut și reacția lui Rareș Bogdan de astăzi, cel care spunea că atunci când o persoană cu probleme penale a fost numită în executiv, premierul Nicolae Ciucă nu s-ar fi opus. Nu știu despre ce persoană cu probleme penale discutăm acum. Domnul Rareș Bogdan o fi prieten cu domnul Brudean. Acum e o chestiune personală a domnului Rareș Bogdan. Dar, repet, încă o dată, chestiunea asta de orgolii mărunte au măcinat PNL de foarte multe ori și în multe situații. Ori acum să țin loc guvernul României pentru că grupul de la Cluj și-l dorește pe un anume cetățean, mi se pare mult prea mic, mult prea mic subiectul și discuția, mult prea jos nivelul în comparație cu ce are de făcut guvernul României în momentul ăsta în față. Vedem că există acest blocaj. În opinia dumneavoastră, socialdemocrații, partidul dumneavoastră ar putea face un pas în spate astfel încât să fie de acord cu propunerea PNL? Repet, dacă domnul Marcel Ciolacu a luat această decizie, eu vă asigur că n-a luat această decizie mânat de vreun orgoliu sau având vreo problemă personală cu acest domn. Dacă Marcel Ciolacu,
în calitate de prim-ministru, a luat decizia să solicite celor de la PNL altă persoană în locul domnului Abrudan și nu l-am auzit pe domnul Ciucă, președintele PNL, să iasă vehement să îl susține pe domnul Abrudan, eu sunt convins că în discuțiile pe care au avut liderii celor două partide, cred că lucrurile au fost lămurite. Bun, și ce s-a întâmplat? Pentru că, de fapt, nu s-a luat o decizie. Vedem că s-a terminat ședința coaliției de astăzi și nu pare că lucrurile s-au lămurit. Eu, neparticipând la această discuție, nici nu pot, ca membru al Partidului Social Democrat, să decid eu în locul domnului prim-ministru. Repet, asta nu este o decizie politică. Decizia de a lucra cu o anumită persoană ca și secretar general nu este o decizie politică aici. Este o decizie pur administrativă și vă repet, dacă președintele Marcel Ciolacu a luat decizia să solicite celor de la PNL altă persoană în locul acestui domn Abrudan, repet, a făcut-o având niște motive temeinice, sunt convins de lucrul ăsta, nu e vorba de niciun fel de răzbunare personală sau de subminare, repet, cer scuze că repet, niciun fel de subminare a autorității celor de la PNL și trebuie acum să își etaleze domnul Rareș Bogdan și alții orgolii mărunte cu privire la faptul că această persoană, numai această persoană din PNL trebuie numită în funcția de secretar general. Astea sunt lucruri prea mărunte și cred că Guvernul României are lucruri mult mai importante de făcut și mai e ceva. Pe cine credeți, doamnă, că interesează dacă este domnul Abrudan sau domnul Ionescu Popescu Georgescu secretar general Guvernului? Credeți că pe oameni interesează lucrul ăsta că are domnul Rareș Bogdan sau grupul de la Cluj de apărat deținut cu dinții de o anumită persoană? Eu cred că guvernul, că populația are așteptări majore de la Guvernul României, iar domnul Marcel Ciolacu împreună cu PNL și cu PSD, bineînțeles, trebuie să livreze. Într-adevăr, oamenii nu sunt interesați de acest nume, însă se pare că e un nume care creează discordie în coaliția de guvernare și